Mulțumesc, domnule președinte. Declarația mea politică se numește Fake, guvernare PNL lasă România fără resurse. Acum 100 de ani, PNL îl dădea pe inginerul Brăteanu ca prim-ministru. Astăzi avem parte de Ludovic I-ul, un fake premier liberal, care are diplomă de inginer, dar după absolvire, atenție, a fost 90% din timp ori șomer, ori angajat la stat. Asta ca să știm ce a ajuns liberalismul și de ce guvernează în asemenea hal. Inconștiența fostului bancher și actualul ministru al finanțelor Vasile Câțu, cel alungat rușinos din lumea seriozității exacte, a confirmat previziunile negre pe care Partidul Social Democrat le-a prezis încă de la instalarea acestui guvern parodie. La nicio lună de guvernare furgăsită, cu ajutorul trădătorilor de pripas, dezastrul liberal se contabilizează tragic cu peste 10 miliarde de lei irosiți direct și indirect din munca și buzunarele românilor. Împrumuturile au crescut în noiembrie cu mai mult de 1 miliard de euro față de ultima lună a guvernării PSD. Bineînțeles, la dobânzi mai mari, care avantajează bănci străine. Banca Națională a fost obligată să cheltuie tot pe atât pentru a evita prăbușirea monedei naționale, supusă unui atac speculativ care a umplut buzunarelor unor băieți bine informați, după cum spun surse din mediul bancar. De parcă toate acestea nu ar fi fost îndeajuns, epigonii fostului mare partid liberal încalcă principiul sfânt al brătenilor prin noi înșine și vor abrogarea ordonanței 114. Un act normativ al Partidului Social Democrat care a făcut să turbeze de furie multinaționalele și băncile străine. De ce? Pentru că au fost obligate să plătească impozit cinstit în țara unde scot cel mai mare profit dintre toate țările Uniunii Europene. Adică firmele internaționale trebuie să întoarcă românilor o parte, nu foarte mare, din ceea ce fiecare dintre noi plătește la electricitate, gaze, telefonie, alimente, haine sau electrocasnice. Nu e normal? Ba da, dar nu și pentru guvernul Ludovic habar n-am, a cărui singură grijă este să protejeze intereselor celor aflați în grațiile dictate de afară. Fără niciun studiu de impact, abrogarea ordonanței 114 pune în pericol plata pensiei minime pentru cel mult 950.000 de oameni în vârstă, după ce socialdemocrații chiar au luat de la bogați și au dat la săraci. Pentru că am luat ceea ce se cuvenea statului român, prețul la electricitate și gaze a fost plafonat în următorii ani, dar și cu asta s-a terminat acum. Vor avea loc creșteri a facturilor la energie electrică și gaze naturale, în medie cu circa 15%, adică 100 de lei pe lună. Enorm pentru orice familie care nu este vegetariană, precum premierul în funcție. Telefonia, cablu, internetul vor fi mai scumpe. Iar asta seamănă cu politicile lui Putin de îngrădire a dreptului la informație. Nici Programul Național de Dezvoltare Locală nu va mai funcționa cum a funcționat până acum. Înseamnă că milioane de români din mediul rural nu vor mai avea drumuri, apă, canalizare, școli, grădinițe sau dispensare moderne. Aceasta este varianta pentru progresul României oferită de guvernul 2 al lui Iohannis, la fel de neputincios și nociv precum cel condus de Cioloș. Doamnelor și domnilor liberali, se vede tot mai limpede că nu știți să guvernați, iar pentru asta veți plăti în fața electoratului. Dar să refuzi milioanelor de români viața mai bună pe care noi am reușit să le oferim, este de neiertat. Să lipsești țara de miliarde care ar fi permis dezvoltarea, să lovești în interesul național, este ca și cum ai lovi în propria demnitate a poporului român. Sper să nu rămâneți prea mult la Palatul Victoria și prin ministere, pentru că noi, cei de la PSD, vom repara greșelile pe care le comite zi de zi, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată. Așa că vă doresc la mulți ani, dar în opoziție, deoarece acolo e locul celor care nu pot, nu știu și nu vor să muncească pentru români.
Deputat Ionel Floroiu de Bacău, vă mulțumesc.